Dragii mei, bine ați revenit pe Culinaria Baiatiș. Conceptul de sticky ribs este foarte întâlnit în ultima vreme și în restaurantele care livrează la domiciliu mai nou în această perioadă sau în restaurantele cu ștaif. Fiecare face aceste coaste lipicioase după rețeta proprie. Rețeta originală de sticky ribs impune între 2 și 4 ore de slow cooked, de gătire foarte, foarte lentă, la cuptor, pentru ca ele să fie fragede și extrem de gustoase, să te îmbie să comanzi și data viitoare. Ce ne facem în momentul în care ne este foarte poftă de aceste coaste lipicioase, dar nu avem la dispoziție cele 4 ore pentru gătire lentă? Apelăm la varianta rapidă, ceea ce o să fac eu astăzi împreună cu dumneavoastră. Sunt încrezătoare că veți încerca și această rețetă și nu veți fi dezamăgiți de coastele lipicioase, varianta rapidă. Am 2 bucăți, fiecare a câte 500-520 de grame, ceva de genul ăsta, de scăricică de porc. După cum vedeți, nu este afumată, nu este condimentată, este din cea simplă pe care o alegem special pentru această rețetă. Vom curăța, după cum vedeți, există aceste pielițe pe care le vom curăța pe cât posibil, astfel încât să avem o bucățică de scăricică curată. Aceste pielițe ne incomodează și aceste bucăți de grăsime, după cum vedeți, nu ne ajută absolut deloc la ceea ce ne-am propus noi astăzi. După ce am curățat bine scăricica, o vom pune într-o oală. Atenție, îndoim scăricica pentru a o pune în formă de cerc în oală. Vom pune apă, sare și piper, merge la foc acoperită cu apă, maxim 10 minute la foc mediu din momentul în care începe să fiarbă apa. Așa arată oala înainte ca ea să fie pusă pe foc. Între timp vom pregăti hăinuța care va da magie coastelor noastre, și anume, pentru 1 kg, 1 kg și 200 de scăricică de porc avem nevoie de 2 linguri de ceapă crocantă. O să las descrierea în dedesubtul videoclipului, veți găsi descrierea rețetei pentru ceapă crocantă și linkul acesteia. Puteți să o faceți foarte ușor în casă, nu e nevoie de multe ingrediente și nici nu impune efort mare. O vom fărma în mâini, nu avem nevoie de pudră de ceapă pentru că ne trebuie acel crunch care face diferența între niște banale coaste de porc și minunăția asta pe care vă prezint eu acum. Vom adăuga o lingură de pudră de usturoi, o combinație între o linguriță de boia afumată, o linguriță de boia iute și 2 linguri de boia dulce, 30-40 de grame de zahăr brun. Pentru un plus de gust opțional, puteți adăuga ceea ce voi face eu acum, niște busuioc, frunză de busuioc uscată și măcinată. Voi pune un vârf de lingură din acest delicios, pot să-i spun, condiment. Puțină nucșoară măcinată pentru un plus de aromă, tot așa, cam un vârf de lingură. Evident, sare, dacă aveți proaspăt răzită, cu atât mai bine. Eu folosesc din cea de Himalaya. Și la fel, piper proaspăt măcinat, pentru că are o aromă fantastică. Celor cărora vă place gustul de iute, acum este momentul să adăugați praf de chili sau chiar ardei iute tocat foarte, foarte mărunt, însă pentru această rețetă eu recomand ardeiul iute uscat la soare, tocat bine de tot și pus aici. Eu nu voi adăuga pentru că nu sunt adepta gustului iute, ba dimpotrivă, cred că îmi dă și o frumoasă alergie și așa că mă limitez la a face fără
arde iute. Nu uitați 10 minute din momentul în care fierbe apa pentru cărnița care este deja pe foc. Am scos carnea din oală în momentul în care ea a început foarte puțin să se înmoaie. O vom apăsa ușor cu un șervețel de bucătărie pentru a absorbi excesul de apă și, foarte important, nu o lăsăm să se răcească. După cum vedeți, eu pun mâna pe ea, este aproape de temperatura camerei, deci se poate foarte ușor lucra cu ea. Avem pregătit, pe lângă mixul de condimente pe care vi l-am prezentat, 50 de grame de zahăr alb și 50 de grame de miere, miere cu care, cu ajutorul unei pensule, vom unge foarte, foarte bine bucățile de scăricică. Trebuie să ne asigurăm de faptul că sunt unse extrem de bine, ca și cum le-am îmbrăca în miere, pe toată suprafața bucății de carne, căci aceasta va fi, practic, mantia dulce care va ține condimentele și care ne va bucura până la urmă și papilele gustative la final. Unem din mixul de condimente. Trebuie să aveți grijă să nu lăsați grămăjoare mixul de condimente. Îl întindeți frumos pe suprafața cărnii. Dacă lăsați grămăjoare, nu se va întâmpla altceva decât se va arde și veți avea acel gust de boia arsă în gură, ceea ce nu ne dorim. Nu folosesc, după cum vedeți, sosul barbecue, pe care majoritatea oamenilor îl folosesc, pentru că are gust sintetic la sfârșit și îmi doresc ceva ușor mai natural, cât mai aproape de adevăr, iar adevărul celor din America, cei care fac sticky ribs, rețeta de bază, nu cea de acum, este că nu folosesc sos barbecue. Peste mixul de condimente, tocmai pentru a împiedica arderea acestora, vom pune puțină cantitate de zahăr alb, cam cât luăm în degete. Punem de 2-3 ore, astfel încât să se vadă, dar tot așa să nu fie grămăjoare. Transferăm într-o tavă tapetată cu hârtie pergament sau cu hârtie de cop. Nu uitați, deschideți cuptorul și preîncălziți-l la 180 de grade de acum. Facem exact același lucru și cu cealaltă parte. Acoperim frumos cu miere. Aici avem dulcele în mixul de condimente, avem săratul și piperatul, evident picantul, dacă veți folosi chili. O combinație desăvârșită de gusturi. Dacă aveți mult timp la dispoziție, nu sunteți grăbiți sau nu vă este foarte poftă, vă recomand varianta slow cooked, 3-4 ore în cuptor. Însă, dacă aveți, spre exemplu, musafiri neanunțați, este o metodă destul de rapidă pentru a pregăti o masă delicioasă, o masă care, practic, în proporție de 3 pătrimi, se face singură. Nu necesită foarte mare atenție. Condimentele. Și zahărul tos alb pe deasupra pentru formarea acelei cruste delicioase dulci și împiedecarea arderii condimentelor. Merge la cuptorul preîncălzit 180 de grade pentru circa 40 de minute. Acum, în funcție și de cantitatea de carne, dacă aveți o bucată mai mare, de 1 kg, 2, timpul de coacere ajunge la 50 de minute. În funcție de flacărea pe care o aveți la cuptor, niciodată nasul nu o să vă înșele și cărnița o să vă spună când este gata. O să simțiți mirosul și veți ști 100% când trebuie scoasă din cuptor.
Între timp, puteți pune niște cartofi la fiert pentru o garnitură delicioasă. 40 de minute mai târziu am scos căricica din cuptor. Pentru garnitură am fiert niște cartofi pe care i-am tras la tigaie în unt cu niște bacon prăjit în prealabil. O să spuneți poate că este prea multă carne, însă eu vă sfătuiesc să încercați pentru că baconul este crocant și sărat, iar căricica este dulce și extraordinar de bună. Este lipicioasă, după cum vedeți. Am, cu farfuria vă jucați dumneavoastră, eu am pus un chips de cale cu, aici este niște bacon, evident floricelele cu care v-am obișnuit și niște fulgi de ceapă crocantă, puteți face orice fel de garnitură doriți dumneavoastră, poate să fie chiar și orez, este la latitudinea dumneavoastră. Acestea fiind spuse, vă doresc poftă bună, toate cele bune, nu uitați să vă abonați la canal pentru noutăți, vă îmbrățișez cu mare drag și... poftiți la Sticky Ribs, varianta rapidă. Toate cele bune, la revedere!